E timpul pentru adevărată poveste de viață, de viață și de dragoste. Helmut Ducadam este acum aici împreună cu soția Alexandra. Ne vor vorbi despre relația lor și ne vor spune cum e iubirea atunci când între parteneri există totuși o diferență de 20 de ani. Îi poftesc pe amândoi în platou și pentru început vreau să-i spun la mulți ani eroului de la Selvilia, care a împlinit luni, pe 1 aprilie, 60 de ani și nu a fost păcăleală. Română, Alexandra! La mulți ani, Helmut Ducadam! Mulțumesc! 60 de ani pe 1 aprilie! N-a fost păcăleală. N-a fost păcăleală. Vă rog frumos să luați un loc. Iar peste o lună, 33 de ani, de la finala, nu? Da. De 7 mai, nu? 7 mai. 7 mai, 33 de ani. Ăsta e tortul pentru tine, este din partea noastră. Mulțumesc! La de mulți ani. De unde știai că o să scot niște mănuși acum? În curând. Mă gândesc că le-ai întotdeauna la tine. Și că, cred că dacă ar fi să vedem, acasă ai cele mai multe mănuși la tine sunt, nu? Mănuși de portar. Tu cred că vrei să ajungi la tacâmuri, de aia tot în vârstea asta, că acolo sunt tacâmurile. Uite, Alexandra ne urmărește, știi ce avem aici în masă, exact. Alexandra, uite, aici e lingurițe, parfurii, tocătoare, cuțitașe, de toate. Da. Tot ce trebuie. Încă o dată, la mulți ani și felicitări. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. De cum ai petrecut la ziua ta? Ah, de data aceasta s-a prelungit, au fost vreo 4 zile. 4 zile, o altă viață. Am început sâmbătă, pe 30. Înseamnă că abia te odihnești. Nu reușesc. Probabil săptămâna viitoare. Am început sâmbătă cu prietenii care, sigur, au copii și nu puteam să fac duminică, urmând lungi școala și munca. Da, bine, restrâns. Am dat și eu o mâncare românească, un cârnat. Nu, fără grătar. Un cârnat, o slănină, o ceapă făcută de mine. Toată. Și felul 2 a fost un ciolan cu fasole la cea 1 mare. Dar toată lumea a fost încântată. Deci ciolan cu fasole, nu fasole cu ciolan. Deci ciolan cu fasole. Ciolan cu fasole. Alexandra, ce cadou v-a făcut? Cadoul ei a venit chiar de ziua mea luni. Și acum? Și a fost o plimbare cu limuzina. A trebuit să aștept 60 de ani să mă plimb și eu cu limuzina. Vedem imagini chiar acum de la această plimbare. A fost o surpriză pregătită de Alexandra. Dar de ce de plimbarea cu limuzina? Știai că își dorește? Sau? Da. Anul trecut și-a exprimat dorința. Stând noi de vorbă așa, mi-a zis, atât de mult mi-ar plăcea să mergem odată noi doi cu limuzina, să ne plimbăm. Și am ținut-o minte și am zis, ce ocazie mai potrivită decât la ziua lui, la această vârstă rotundă, frumoasă, așa, să-i fac această surpriză. Dar mi-a dat ceva emoții, trebuie să recunosc, pentru că, desigur, nu știa nimic și înainte cu o oră să ajungă limuzina acasă, să ne aștepte, i-am spus, într-o oră ești îmbrăcat, pregătit că plecăm. Foi, s-a schimbat la față. Unde? De ce? Unde mergem? Cu ce mergem? Zic, hai, mergi pe mâna mea, lasă-mă să duc până cadou la... Da. Sfârșit. Și... A fost frumos. Da. Am reușit. A fost ce trebuie. Mai vreau să merg. Încă un vis îndeplinit. Mai vreau să merg. Acum 15 ani v-ați căsătorit, nu? Nu chiar. 12. Sau de 15 ani sunteți împreună. Ceva de genul, da. De 12 ani căsătoriți, de 15 ani împreună. Și a fost vreodată, s-a simțit diferența asta de vârstă? Că 20 de ani e diferența de vârstă, nu? Da. S-a simțit? Ce diferență? De vârstă, între voi. Ah, de vârstă. Nu, din punctul meu de vedere, Am înțeles, asta e atitudinea, clar. Nu văd nicio problemă. Atât timp cât ne iubim, când ne înțelegem, există liniște, armonie, tot ce vrei, nu văd. Te-am întrebat chestia asta pentru că îți dai seama, poate sunt oameni care se întreabă, mă, contează sau afectează în vreun fel indiferența asta? Nu. Nu indiferența. Nu indiferența, dar diferența. Nu, în momentul în care ții la o căsnicie și vrei să ai o căsnicie fericită, știi și tu, trebuie să faci concesii. Fiecare trebuie să facă concesii la un moment dat. Toată lumea mă întreabă totuși diferența de vârstă, zic, eu am o nevastă tânără, frumoasă și de vreme acasă. Exact ce mi-am dorit. Exact ce mi-am dorit. Ție nu ți-a fost greu pentru că veneai după o căsătorie de 27 de ani, nu? Da, dacă adunăm toate, s-adună multe. Mulți ani de căsătorie. Mulți ani de căsătorie. Veneai după 27 ani de căsătorie. Da, și am o relație în continuare foarte bună cu Ildico, care și ea m-a felicitat de ziua mea, deci
E frumos când oamenii rămân în relații bune, asta e tot ce contează. Da, păi la noi n-a fost. Pe noi ne-a despărțit doar Oceanul Atlantic. În rest, noi n-am avut alte probleme, dar acum trebuie să recunosc că sunt un om fericit, foarte fericit. Am o familie fantastică și doresc la toată lumea să aibă o asemenea familie. Cum ai cunoscut-o pe Alexandra? Simplu. O cunoșteam de mult, din 97, scuze. Așa. În germană se spune invers. 97, aveam o echipă de fotbal la Semlac și verișorul ei era portar. Și venea la meciuri. Bine, ne-am cunoscut. Atâta tot. După ce am plecat în America și m-am întors și am văzut că nu mă pot acomoda, sigur, ne-am reîntâlnit și de atunci a început o relație. Știu că la început declarai că începutul relației a fost un pic mai dificil. A fost momentul când ai pierdut casa, modalitatea de mentalitatea, nu? De a aborda relația, erai pensionat pe caz de boală. Da, noi nu... Știu că am citit undeva o întreagă poveste de genul ăsta, spusă de tine. Noi nu ne-am căsătorit foarte repede. Chiar dacă stăteam împreună, cred că am stat vreo 2 ani de zile împreună. Pentru că am zis una să fii prieten, exact, și, una și alta să stai în aceeași casă cu omul cu care vrei să te căsătorești. Iar după căsătorie am trecut printr-o perioadă chiar foarte, foarte grea, deoarece am pierdut și casa, uh-huh, și Alexandra născuse, aveam fetița câteva luni, avea, cred că, sau acolo am născut-o, cred că. Păi de la spital la... De la spital la mama am venit. Acasă, și am stat la mama într-o cameră cu teracotă, făceam foc, îi făceam băiță în cadă vreun an jumate, până în 2010, când am venit în București și practic aici viața mi s-a schimbat. Acum e în clasa a patra? Da. Ce repede trece timpul. Trece. Foarte... Dar tocmai perioadele acestea mai grele. V-au unit și mai tare, nu? Cred că... Mi se pare fantastic, adică ai găsit un om extraordinar lângă tine. Faptul că în acea perioadă dificilă, știi, a stat, ați continuat relația și practic a fost ca un test de cunoaștere, cum spui și exact, tu, nu? Exact, da. Da, pentru că toată lumea vorbea la început, Alexandra l-a luat pe Ducadam pentru bani, eu eram pârlitul pârliților, n-aveam nimic. Da, probabil, na, exact, că au existat poate și momente de astea, mamă, s-a zis da, că l-a luat pe Ducadam, cum zici tu, pentru bani. Da. Nu, dar ea spune tot timpul, că și eu mai întreb în glumă. Nu, eu mai întreb în glumă. Totuși, de ce naiba mai luat? Nu pot să cred. Ba da, și spune că n-aveam bani, n-aveam nimic. Nu, dar știam care potențial. Oricum, dai seama, lângă tine e o legendă. Și un om senzațional, adică Helmut Ducadam, pe lângă faptul că este un sportiv extraordinar și a făcut lucruri care rămân în istoria sportului, e un om spectaculos așa și sufletist și bun. Și de toate. Nu? Da, da, da. E tot ce mi-aș fi putut dori, adică faptul că el are câțiva ani în plus față de mine. Vine cu un plus de experiență, de înțelepciune, de toate de care o femeie are nevoie. Ca să zic așa. Deci ăsta ar fi sfatul și pentru alte cupluri care au o diferență de vârstă asemănătoare, ca femeile să vadă totuși maturitatea din bărbatul de lângă ele, normal, nu? Sigur că da. No, adică... Și în primul rând dragoste. Eu, la noi nu există o zi în care să nu ne spunem de 10-20 de ori te iubesc. Ce sau frumos. Nimeni nu iese din casă până la magazin sau la școală fără să nu ne pupăm. Ai grijă cum conduci, vezi pe unde mergi. Dar nu așa ar fi normal să fie, nu așa e frumos? Nu știu. La noi așa este. Nouă chiar ni se pare normal acest lucru. Ce tare. Ție, Alexandra, ziceau, aveai prietene care ziceau, dragă, e cu 20 de ani mai mare ca tine, ce faci, nu? Nu, chiar nu. Chiar n-am avut. Și cred că nici nu ți-ar fi păsat, pentru că era fix omul pe care... Așa mai auzeam eu că zice lumea, dar ce zice lumea prea puțin mă interesează, că dacă m-a interesat nu eram astăzi aici alături de ea. Nici pe mine nu mă afectează, că în momentul în care ne-am mutat în București, trebuia să ducem pe aia mică la grădiniță. Nu știu dacă nu ți-am povestit, am povestit-o. Bunicul, nu? Da, nu mai repetat. Da, că țin minte că ne-am dat adică, uite, mă duce bunicul la... Da, zicea, mai fost bunicul, a întrebat. Da, important e să nu te deranjeze. Pentru că gura lumii nu poți niciodată să o închizi și gura lumii e slobodă și dacă stai să asculti și ce X și Y, cred că nu mai poți să mai faci nimic. Practic pe noi nu ne interesează ce se întâmplă foarte mult în jurul nostru.
Avem o căsuță drăguță, micuță, ne simțim extraordinar, ne place să ne petrecem timp împreună. Fetița noastră, de când a avut câteva luni și am plecat la sora mea în Germania, la München, de atunci noi nu avem pe nimeni în București și practic ea are cea mai grea meserie, cea de mamă, trebuie să o ducă la școală, să o ducă și practic suntem tot timpul împreună. Mă gândesc acum că cred că e fericită fetița, că e singură acasă, nu? Acum? Mi-a aminte data trecută că venea aici, mamă, pleacă părinții în vacanță, ies! E fericită singură, că... o săptămână! Astăzi a nimerit la telefon, pentru că ea de luni până vineri, după masă, nu are voie cu telefonul. Telefon, da? De vine, astăzi. Nu are voie. Și astăzi? Astăzi iau telefonul. Adică nu le zic, dar am luat un minus FB. Atunci ia la ele. Ai precăpătat câteva ore în plus la telefon. Ce faceți de sărbători? Unde mergeți? Vine Paștele. Da, de Paștele Catolic. De ce? Ce facem? De Paștele Catolic ne-am dorit foarte mult să mergem puțin la părinții lui Helmut, să vizităm, pentru că ajungem destul de rar la Arad, la părinții lui Helmut, da. Dar în aceeași perioadă va fi un... Nu, în 28 chiar de Paști plecăm o săptămână în Egipt. Asta e în viața, corect. Mie îmi place când veniți aici și ne anunțați, când ne anunțați de vacanță. Dar ce, nu știa nimeni despre ce? Nu trebuia să-ți spună ție. De ce? Bă, da. Așa, de ce, Alexandra, să există acest secret? Să fim deschiși? Și nu, Julien, cu cine rămâne? Cu noi. Vine cu voi? Da. Nu, dar lumea... a fost o excepție când am plecat singur și nu știu când se va mai repeta. Foarte mult de ea, foarte tare. Era așa foarte spectaculos cum povestea. A trebuit să mai mergem anul ăsta odată ca să o ducem și pe aia, că ne-a părut rău că n-am dus-o prima dată. Ce tare! Să aveți vacanță frumoasă. Mulțumim. Și pe cuvânt mă bucur foarte tare că mă văd împreună, că sunteți așa foarte frumoși ca oameni și ca familie și sunteți așa un exemplu pentru mulți, serios. Mulțumim frumos. Mulțumim și... și mă bucur că fiecare la rândul lui a avut noroc cu celălalt, știi? Da. Pentru că tu spui, da, Helmut, că ai avut noroc, ai găsit-o pe Alexandra care a stat lângă tine în momentele mare dificile. Noroc. Alexandra spune că a avut noroc, a găsit un om matur și un om care avea potențial, sau cum ai zis, Alexandra, da, nu? Ai văzut potențialul și uite ce fain sunteți împreună. Da, mulțumesc. Același lucru vedem și la tine. Mulțumim și... mult. Să-ți dea Dumnezeu, să fii la fel de fericit cum suntem noi. Îmi doresc din toată inima și îmi doresc să ne vedem mai des aici la emisiune, da? După vacanța asta din Egipt, cu ceva fotografii, cu ceva imagini. Venim. Da? Vă aștept. Mulțumim mult de tot și încă o dată la mulți ani. Mulțumim mult, Helmut. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Alexandra, mulțumim mult de tot și să aveți Paște fericit și salutări acasă. Tortul este pentru campionul Helmut Ducadam. Scrie aici, Ducadam. Cred că mânușa e cam intrat la apă, dar în rest e... Se va bucura Julian. E perfect, atunci să fie pentru ea. Mulțumesc mult. Vă mulțumim mult de tot. Oamenii ăștia merită toate aplauzele, sunt senzaționali.